Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, George? Mici discuții. Mici? Mici discuții? De la acordarea acelor puncte pe care voi ați avut de dat unii altora, au apărut nu mici discuții, niște discuții atât de mari încât noi a trebuit să cenzurăm, încât nu se mai înțelege nimic. Eu acum vreau să vă întreb. E o aversiune, Laurențiu, între tine și George, sau doar acele puncte v-au făcut să vă vorbiți în astfel de termeni? Din partea mea e de mult. Din partea ta e de mult? Da. Și ce a declanșat acum puhoiul ăsta de injurii, de jigniri, de... Ce? S-a umplut-o paharul. Prin ce? A dat peste. Cu tot. Bun, eu propun să vedem materialul și îmi pare rău că trebuie să stricăm așa atmosfera în care mi-aș fi dorit să continuăm, dar, după cum vedeți, nu noi dictăm materialele, ei concurenții le fac, ei le trăiesc, ei le realizează, deci vedem materialul și discutăm imediat. Mireasă pentru fiul meu. Putem să le dăm alte echipe alea? Normal. Ghetonele? Normal. De ce? Hai să le dăm echipei roșie. Ia uzi. Vede și la vota. Se vede cum se dă de gol. Dar George, câte puncte a dat? 2-3. 2 pentru noi și 3 pentru roșie, nu? Da. Interesant. Ce ar face lumea o să-l obține? Dar nu văd că nu s-a fost de acord. Hai. Ce hai, că n-a fost nimeni de acord. Vrăjdeală de asta. S-a văzut invidia. N-ar nimic, dar ei câte puncte ne-a dat? Care trebuie? Păi ea referință, dar cineva ofisul în plus? Ești cu capul? Oricum echipa roșie a fost mai bună. Nu vă mai place mașina. Fiecare vrea să câștige pentru el. Băi, nu vă mai faceți, mă, filme. Lasă-i, mă, că deja oamenii visează. Și tu ai o părere despre unul, despre alții, altă părere? Nu le interesează. Vreau să vă spun că eu chiar am votat în funcție de echipă, pentru că eu mă înțeleg mult mai bine cu echipa roșie și de aceea am fost dezamăgită, pentru că nu s-a votat în funcție de prietenii. Și de aceea am zis că acum chiar se vede că este o competiție. Bă, dar trebuie să dea explicații. A fost o părere, am decis echipa întreagă, de ce frate, dacă ești cu material iar să fac filme, mă, tu și ce dacă, mă, voi să vreau să dați explicații. George, da, ce ai căutat în cizma mea, George? Dar n-am vorbit de toată lumea, am vorbit strict de ea. Așa a zis. Ce ai căutat în cizmulițele mele? Păi nu, bineînțeles. Ai găsit? Ai găsit? Păi a preferat să piardă ei. Era bun dacă găsești. Să fie așa, nu mai vreau invidie să nu câștig. Dar l-ai găsit? Exact, da, dar l-ai găsit tu? Asta s-a văzut. Ia vină, coace. Nu puteam. Hai, mă, dă-i drumul, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, te rog eu frumos. Nu înțelegi că mai mult mai enervezi? Lasă-mă. Gata, bine, ho, dar niștește-te că e un concurs și nu trebuie să ne vizionăm. De cine se pare rău? De mama, da. De altcineva nu. Ca cineva nu merită. De ăștia. Bă, vorbește frumos. Ce faci, mă, dacă nu vorbesc frumos? Ce faci? Hai, George, nu te mai certa pentru ce. Dar zi ce faci. Ai câștigat. Și s-a văzut și cum. Ai mai mult soi. Băi, bodărlitele, vorbește frumos. Ce faci, mă? Ce faci? George, stai, George. Nu te arunca, mă. Ce face? Ia aruncă, mă, George, te iubesc, nu au faltă, mă, nu te vezi de mare, că sunt... Păi tu nu vezi de Moldova, încetează. Hăl, Moldova. Lasă-l, că nu-mi tărâți așa. Tărâți gura. Gata, doamna Maria, gata. Hai, hai, hai. Mai mă băga, Moldova, hai, George. Mai controlează-te alea. Păi ce bune n-au întrebat. E Maidan? Dacă eu sunt pe Maidan, nepotul tău unde e? Termină. Ca să mă faci. Uite-te la mine dacă nu te gândești la cineva. Îmi gândești la mine. Dar ce s-a ajuns? Până la urmă, vreau să tremură. De la proba asta. Te mai prind eu că bagi în seamă. Ți-am zis să nu mai bagi în seamă pe ăștia. Ca de jos, înțelegeți că nu am găsit mă-ți picioarele. Pare rău că am țipat, dar nu te mai băga tu. Nu te mai băga, când e vorba între mine, între băieți, nu te mai băga tu. Și ți-a recomandat fata, Alexandra. Gata, știu. Că știi bine ce e aici. N-ai, mă, cu cine. Bă, ți-am spus, oricât ai vrea tu, ca om, oricât ai vrea tu să lași, să asta, să zici, nu mai... N-ai e... cum, te ia capul. Da, mă, știu. Te ia capul, nu poți să te abții. Capul, eu vreau să căutăm încălțăminte. Am căutat încălțăminte, nu știam că n-aș duc el. Nu, toată lumea o căuta, nu mă... Ce întrebare, da? Eu dacă mi-am găsit o stapul, ce gest aveți să fac, să mă duc să întreb acum cine eu, da? Ce i-a zis altceva? I-a zis, dărnirea lui, normal, ce i-a zis altceva, o vorbă urât. Dacă o jura, o comparație cu mi-a zis ea să se ducă să spânzură, nu cred că a fost mai rea. Mireasă pentru fiul